Stimați telespectatori, dragii noștri prieteni, bun regăsit la ora de studiu biblic. Principala nevoie psihologică de bază a oricărei ființe umane este nevoia de conectare. Am fost creați de Dumnezeu ca să fim ființe libere, dar nu putem supraviețui izolat. Avem nevoie de conexiuni, avem nevoie de comunicare și ne place să fim văzuți, să fim apreciați, să primim iubirea și să oferim iubirea. Simțim această nevoie de apartenență și aceasta ne face ca să căutăm sursa de care aparține. Am fost creați de Dumnezeu după chipul și asemănarea sa și noi îi aparținem de două ori lui Dumnezeu, o dată prin creațiune și o dată prin răscumpărare. Este extraordinar, dragii mei, noi suntem parte din familia lui Dumnezeu. Vă invit ca să rămâneți alături de noi, pentru că vrem să descoperim mai mult în legătură cu subiectul acesta care mie îmi dă atât de multă speranță și bucurie. Elida și Daniel, sunt bucuroasă că astăzi sunteți împreună cu mine și vă spun un călduros bun venit! Mulțumim. Bine v-am găsit! Așa cum spuneam, studiul acesta mie mi-a șterne foarte multă pace în suflet, pentru că încerc să conștientizez faptul că sunt parte din familia lui Dumnezeu și dacă sunt parte din familia lui Dumnezeu, orice vine asupra mea, știu că este controlat, adică nu este scăpat de sub controlul lui Dumnezeu și mă simt în siguranță. Și îmi place textul din 1 Ioan 3:1 care spune: vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne-a cunoscut, nu l-a cunoscut pe El și nu ne cunoaște în felul acesta pe noi, da? Și când spun aceasta, este de fapt ceea ce repetam eu ca și copil. Mie mi-a dat multă pace, pentru că nu mergeam sâmbătă la școală, aveam mari probleme, lunea de obicei, cu repetata întrebare de ce n-ai venit, cu diferite cuvinte umilitoare la un copil de clasele primare care l-a scos în fața clasei și copiii știți cum erau, și atunci îmi repetam textul acesta în gând. Eu sunt copil al lui Dumnezeu. Ei nu mă cunosc pe mine că nu l-au cunoscut pe Iisus. Și nu m-am simțit niciodată umilită și aceasta m-a urmărit o viață întreagă. Ei bine, dovada aceasta de dragoste a lui Dumnezeu este pentru mine ceva care mă face să-L caut și să am o profundă admirație pentru dragostea Lui. Vreau să vă întreb, ce spune Sfânta Scriptură cu privire la apartenența noastră de familia lui Dumnezeu? Cum s-a creat legătura aceasta dintre familia lui Dumnezeu din cer și familia lui Dumnezeu, a zice eu, de pe pământ? Sunt câteva versete biblice care vorbesc despre apartenența noastră ca și la familia cerească sau la familia divină. Aș citi două dintre ele. Galateni 3:26 spune: căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Și aș mai citi din Psalmi, din Psalmul 8. La versetul 5 spune felul următor despre om. Da, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă. Versetul 4 și versetul 5 spune: L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și L-ai încununat cu slavă și cu cinste. I-ai dat stăpânire peste toate lucrurile mâinilor tale, toate le-ai pus sub picioarele Lui. Și mă gândesc cât de frumos este, exact ca într-o familie, unde este tatăl, mama, bunici, copii și fiecare are un rol și mândri între ghilimele, dar cât de bine se simt copiii când tatăl sau mama le spune: uite, îți încredințez, tu o să ai grijă de partea asta de grădină, cum o plantezi, așa o să fie, cum o îngrijești, sau îl lași acasă și spui: uite, până vin, sau pleci pentru 20 și până vin te rog să ai grijă. Și copilul are acea satisfacție că poate și el să fie parte la îngrijirea gospodăriei. Și spun asta pentru că studiul nostru face referire și la felul în care ne îngrijim de ceea ce ne-a încredințat Dumnezeu ca parte în familia cerească. Dumnezeu ne-a dat și atribuțiuni. Și îmi amintesc că povestea tatăl meu de când, din perioada copilăriei lui, în care ei erau 4 frați și bunicul la un moment dat a împărțit toate animalele din gospodărie
animalele și păsările le-a împărțit între frați, ei fiind patru, și a zis, tu ai grijă de oi, tu ai grijă de vacă, tu ai grijă de păsă și ai și... Pentru că fiica cea mai mică era mai măruntă, s-a simțit mai mică în sensul la vârstă și s-a simțit nedreptățită și a zis, păi eu nu primesc, și a primit și ea un mielușel și... Ei, în familia lui Dumnezeu, cât de frumos este când Dumnezeu, citeam acest verset, l-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu. L-ai îmbrăcat cu slavă și cu cinste. Ce onoare ne-a dat Dumnezeu să fim partea familiei divine, să fim... Pavel spune la un moment dat, conlucrător cu îngerii, spune Pavel. Cred, se vorbește în societatea de astăzi despre self-esteem, despre... îmi cer scuze că n-am termenul în limba română acum. Stima de sine, mulțumesc. Stima de sine și mult se vorbește despre depresii, despre lucruri pe care nu le negăm și nu sunt de neglijat. Este o boală care afectează mare parte, sau afecțiune psihologică care afectează mare parte din omenire. Aproape toată lumea, am citit un studiu că aproape toată lumea are perioade în care trece printr-o depresie de grad mai mic sau mai mare. Dar cred că acest adevăr al apartenenței de familia lui Dumnezeu este un sprijin extraordinar. Oricât de păcătos aș fi, oricât de limitat, oricât de neșcolit aș fi, oricât de fizic, cu ce neajunsuri aș avea, când mă gândesc că fac parte din familia lui Dumnezeu, este acolo o demnitate și o onoare care îmi dă încredere în Dumnezeu, îmi dă mai multă încredere în potențialul pe care l-a pus El în mine și mă ajută în speranță în ceea ce pot să fac. Tu aminteai textul din Galateni 3:26, că toți sunt fii ai lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos, și textul acesta mi se pare că elimină orice fel de discriminare, indiferent de culoarea pielii, de limbă, naționalitate, poziție socială, mă rog, vârstă, noi toți suntem copiii lui Dumnezeu. Dacă credem lucrul acesta, că suntem copii ai lui Dumnezeu, cum ar trebui să ne raportăm la frații noștri? Pentru că dacă toți suntem copii ai lui Dumnezeu, El ne-e tată, noi toți suntem frați. Mai ales atunci când ne greșesc, când nu vor să-și ceară iertare, poate când în mod intenționat fac lucrul acesta. Sau cum să ne raportăm la cei care spun că sunt din familia aceasta, dar sau printr-un comportament care dezonorează numele tatălui, uneori trebuie să luăm poziție. Oare cum trebuie să ne raportăm față de ceea ce au făcut, dar față de om, față de fratele nostru? E o întrebare foarte completă și cred că ne interesează pe mulți să știm cum ar trebui să ne raportăm unii față de ceilalți. Când am început cu gândul ăsta că suntem familia lui Dumnezeu, aș vrea să accentuez ceea ce ați spus, că avem un tată și asta ne numește frați și surori. Deci noi, indiferent ce culoare avem, indiferent de unde suntem, înaintea lui Dumnezeu suntem frați. Suntem toți copiii lui Dumnezeu. Avem un tată, iar asta este o relație care ar trebui să ne unească unii față de ceilalți. Rugăciunea Domnului Iisus a fost ca să poată fi unitate între copiii lui. Asta este primul lucru, ar trebui să fim uniți unii cu ceilalți. E adevărat că în familie mai sunt și discuții și divergențe, unii gândesc într-un fel, alții în alt fel. Modelul Domnului Iisus sau modelul lui Dumnezeu este acela că noi ar trebui să ne iubim unii pe alții, așa cum v-am iubit eu. E exact ca și într-o casă în care tatăle spune, uite, măcar cum vă iubesc eu, măcar cum mă comport eu cu voi, să vă comportați voi unii cu ceilalți. În viziunea lui Dumnezeu e bine ca să stabilesc un lucru. Dumnezeu ne tratează pe toți egal. Indiferent că eu sunt din România sau din Austria sau din America sau din Africa, Dumnezeu pe toți ne tratează în mod egal. 2. Dacă ne mai greșim unii altora, prin perspectiva aceasta lui Dumnezeu, ceea ce cred că ar trebui să nu se întâmple este ca noi să nu ne pierdem legătura de frați și de surori. Dumnezeu mustră păcatul, de-a iubește pe păcătos. Asta e modelul lui Dumnezeu. Și cred că și noi unii față de ceilalți, Biblia ne învață, dacă fratele tău are ceva împotriva ta, du-te și împacă-te cu el. Stai de vorbă cu el. Asta cred că trebuie să fie gândul care ar trebui să-l avem. Să ne iubim unii pe alții,
dacă apare o greșeală, ar trebui să tratăm greșeala, dar să nu uităm să ne iubim noi unii pe ceilalți în spate. Dacă cineva, printr-un comportament care nu este după voia lui Dumnezeu, se opune lui Dumnezeu și stă departe de Dumnezeu, Biblia mă mai învață și un alt lucru, ca să aleg cu înțelepciune tovarășii de drum. Cred că uneori dragostea față de celălalt nu mă depărtează de Dumnezeu. Și n-ar trebui ca să facem uneori... Noi ne iubim unii pe alții, ar trebui să căutăm să ne salvăm unii pe alții, că dragostea nu se vede doar în exprimare, ci ar trebui să vadă în acțiune. Dar dacă cineva se împotrivește, își dorește un alt drum, își dorește altă libertate, uitați-vă la tatăl celor doi fii, fiul risipitor și celălalt fiu. Nu înseamnă că nu l-a iubit când i-a dat banii și l-a lăsat să plece. Dacă știa că bine pentru el este să rămână și crea clar că bine pentru el era să rămână și să-și continue, totuși a dat libertatea aceasta. De aceea mă raportez la modelul lui Dumnezeu în privința relațiilor de familie, familie pământească, îmi refer la noi toți, și cred că trebuie să ne iubim unii pe alții, ar trebui să mustrăm păcatul, dar să ne iubim ca persoane, ar trebui să ne căutăm salvarea unui alt și a celuilalt, iar atunci când cineva se opune și într-un fel și în altul și își dorește, Dumnezeu ne învață să ne alegem cu înțelepciune tovărășiile, pentru ca să nu cumva să stricăm obiceiurile bune. Sper că n-am fost exclusivist în treaba asta, dar este nevoie de diștelămâ și înțelepciune. Sigur, sigur. Aș vrea să pun o întrebare care trece dincolo de zidurile bisericii, pentru că, de obicei, foarte mulți, poate că nu neapărat în mod voit, dar inconștient, numesc frate și soră doar pe cei care fac parte din biserica lor. Eu aș zice să ieșim afară din zidurile bisericii și să numim frații noștri și pe alții care sunt din alte confesiuni religioase, pentru că Dumnezeu este Tatăl tuturor, cum am spus. Cum trebuie să ne raportăm la frații noștri, cum am spus, care împărtășesc o altă doctrină decât a noastră, cu toate că, așa cum am spus, ei sunt copiii lui Dumnezeu. Noi avem doi băieți pentru care îi mulțumim lui Dumnezeu și sunt persoane care ne spun: cel mare seamănă cu tata, cel mic seamănă cu tata. Este, în unele lucruri se vede mai clar dacă unul dintre copii seamănă mai mult sau mai puțin cu tata. Mă refer acum la tata. De ce? Pentru că fac comparația aceasta cu familia lui Dumnezeu. Îmi place ideea pe care ați spus-o deja și pe care am auzit-o exprimată la altcineva, care spunea: atâta vreme cât orice creștin care se roagă rugăciunea Tatăl nostru și spune Tatăl nostru care ești în cerul, toți cei care se roagă rugăciunea aceasta sunt frați. Dacă cineva dintr-o confesiune religioasă se roagă Tatăl nostru care ești în cerul și eu exprim aceleași cuvinte, oricine care îl numește pe Dumnezeu tată, automat, sau oricine are același tată, este copil în relație de frate, de fraternitate, da? Cei care au același tată, clar, sunt frați. Asta îmi spune mie că întreaga creștinătate este frățită. Și cred cu toată inima că toți aceia care sunt copiii lui Dumnezeu, sunt frații noștri. Dacă cineva poate să găsească o persoană care nu e copilul lui Dumnezeu, atunci puteți să spunem că acea persoană nu este fratele sau sora noastră. Dar oricine care este copilul lui Dumnezeu, mă refer creația lui Dumnezeu, că exact, da, ne este frate și textul soră. Din Galateni a spus toți. Exact. Și... și din punctul acesta de vedere, da, poate unii semănă mai mult, alții mai puțin cu tata, dar asta nu înseamnă, asta nu-l face pe un părinte să investească mai puțin, să-și dorească mai puțin pentru... Exact. Mă gândesc la situația aceasta din familie, când un tată, da, sunt doi copii și unul seamănă cu mama, altul cu tata. Și tatăl nu investește doar în cel care seamănă mai mult cu el. Exact. Tatăl își dorește binele pentru toți copiii pe care tatăl îi ajută sau le creează cadrul de dezvoltare fiecăruia dintre ei. Tatăl, sigur, un tată cunoaște și limitele fiecărui copii și unde este mai slab și unde este mai bun, dar îl încurajează acolo și exact așa este cu Dumnezeu. Mai mult, mai mult, pentru că Biblia spune, poate o mamă să-și uite copilul, chiar dacă ar fi. Dumnezeu nu ne uită. În ochii lui Dumnezeu nu doar că suntem egali.
Dumnezeu ne ia pe fiecare exact de acolo unde, de unde suntem. Ne crește, ne dezvoltă, ne îngrijește în așa fel încât să putem, ca din punctul în care suntem, să ne asemănăm Lui cât mai mult și să devenim asemenea Lui. Și asta este cel mai frumos în creștinătate și în creștinism. Mai îmi place textul din Psalmul 24, cum zice, al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Adică tot ce cuprinde lumea noastră, inclusiv noi înșine, aparține lui Dumnezeu. Noi nu suntem proprietarii de drept, dar unor bunuri pe care le considerăm că am muncit pentru ele, am plătit, să spunem așa, și sunt acum proprietatea noastră. Întrebarea mea este, ce atitudine trebuie să avem față de bunurile acestea pe care, cum am spus, le deținem și credem că ne aparțin? Adică dacă ai o casă, o mașină, zici că sunt ale tale, da? Cum ar trebui să ne raportăm la mediul înconjurător care ridică o problemă majoră astăzi? Cum trebuie să ajungem acolo să protejăm natura, pentru că totul îi aparține lui Dumnezeu dacă avem lucrul acesta în cap? Avem dreptul să facem ce vrem cu ce este al nostru. Acestea sunt doar sub-întrebări care ne ajută să răspundem la întrebarea de bază. Cum ar trebui să ne raportăm la tot ce este în jurul nostru și la trupul nostru, care este, după Scriptură, templul Duhului Sfânt și îi aparține lui Dumnezeu. Rămân pe aceeași imagine a familiei, pentru că este modelul cu care am pornit și vreau să rămânem aici. Îmi aduc aminte de momentele când eram copil și oricine este copil, ceea ce este acasă, al cui este? Al părinților, al nostru, da, să zicem. Da, da? Da, totdeauna noi spunem, e mașina noastră, dar cum zice tata? Totdeauna lucrurile de acasă, casa este a noastră, e casa părintească, dar în realitate, a cui este casa? Este a tatălui. Cam asta se întâmplă când citim pasajul al Domnului este pământul cu tot ce este pe lume și cu tot ce locuiesc. Deci, ceea ce avem noi este a lui Dumnezeu. Nu știu dacă noi am înțeles asta, dar transpunerea cea mai corectă pentru mine este exact cum eram acasă la tatăl meu. Eu aveam de încălțat, aveam de îmbrăcat, aveam geante de școală, aveam un telefon sau ce aveam, dar erau luate de el, erau ale mele, date să le folosesc. Locuiam în casă, eram în bucătăria noastră, eram în casa noastră, dar erau ale lui, ele sunt ale lui. Atunci când noi ne arogăm dreptul la ceea ce este a lui Dumnezeu ca fiind al nostru și nu recunoaștem că Dumnezeu este proprietarul tuturor lucrurilor, este același simțământ ca atunci când un tată este în viață și mă duc și îi cer sau îi spun ca și când ar fi murit, ca și când nu mai este, ca să-mi dea partea lui, partea mea de moștenire. Să-mi împartă mie averea pe care o are. Suntem mai mulți frați și îi spunem, uite, împarte-ne averea. Dar încă este a lui. Încă trăiește, încă o folosește, încă este sub administrarea lui. E adevărat că suntem copiii lui. Dar asta nu înseamnă că noi trebuie să-i luăm ce este a lui. Da? Noi suntem și noi tot al lui. Folosim, suntem toți împreună. Dar nu ar trebui să ne împărțim, asta este al meu, asta este al tău, de aici. Nu ar trebui ca să vedem într-un alt mod. Cred că atmosfera aceasta de familie sparge unele granițe pe care noi încă le avem la momentul ăsta. Spiritul de proprietate despre care vorbim este foarte dezvoltat la noi. Da. Și ar trebui ca să îl conștientizăm un pic adaptat prin prisma aceasta a lui Dumnezeu. Și anume că ceea ce avem este al lui. Deja este al lui. Ceea ce mi-a dat, mi-a dat să administrez, să folosesc. Dar când știu că el este proprietarul, aș vrea să vă spun că dacă îmi dădea tata ceva să folosesc, aveam grijă cum folosesc, pentru ca să pot să îl dau fără să-l stric înapoi. În modul ăsta, cred că mi se schimbă perspectiva și cu privire la dăruire, și cu privire la egoism și cu privire la multe lucruri, pentru că uneori prea ne simțim stăpâni pe toate lucrurile, iar ideea clară este că îi aparțin lui Dumnezeu. Uneori prea ni se pare că de ce lui Iov a spus Domnul a dat, Domnul a luat? Păi ce e al meu?
Gol am ieșit din pântecele mamei mele, gol mă voi întoarce. Ce al meu? Totul este al lui. Satana manipulează acest spirit de proprietate pe care noi îl dezvoltăm. Unor ne dă ca să ne lege. Unor ne dă mai mult ca să ne țină strânși de anumite lucruri, pentru că știe că dacă noi ținem la lucrul ăla, am dat orice ca să nu-l pierdem. Și unor dăm relațiile cu ceilalți, pentru ca să nu, cumva, ăsta e metru meu. Și câți frați nu s-au certat de la un metru de pământ, pentru că ăsta e al meu, ăsta e al tău, îl împărțim, câți nu... Și la un moment dat te gândești, până la urmă, al cui este? E al meu? E al lui Dumnezeu. Nu suntem egoiști, trecem ca și frați și surori, că vorbeam, am stabilit la început, asta a fost, am stabilit că suntem frați și surori. Cultură, neam, religie și așa mai departe. Suntem frați și surori. Putem trece unul pe lângă altul fără ca măcar să ne intereseze dacă fratele meu a mâncat astăzi. Uneori nu ne cere Dumnezeu să muncim în locul lui, dar să ne întrebăm unul de altul, să ne îngrijim unul de altul. De aceea, răspunsul la întrebarea dumneavoastră pe care a spus-o, cum ar trebui să ne raportăm față de bunurile pe care le deținem, cred că cu simțământul că avem, suntem o mare familie și că Tatăl este proprietarul tuturor lucrurilor. Nu ne-a împărțit averea încă, nu ne-a dat partea noastră de moștenire, sunt ale Lui, dar le folosim, suntem acasă cu El. Și nu cred că este frumos simțământul ăsta în care ne facem stăpâni pe lucrurile Tatălui și deja începem să îi... Ați văzut că în Biblie sunt date diferite pilde în care a dat împrumut în o vie și a început să bată pe proprietari și să alunge pentru... Și au luat-o și nu era a lor. Cred că textul acesta pur și simplu distruge spiritul de egoism. La aceeași imagine m-am gândit și eu când am făcut studiul, această imagine din familie. Uh-huh. Și mi-a plăcut foarte mult cum a fost prezentat. Stresul creat de inflația care există, veștile negative pe care mass media ni le prezintă într-o lumină menită ca să producă teamă, evenimentele din jur care se petrec și internetul are grijă ca să amplifice teama de viitor, ne face, știu eu, cumva, ne așează într-o situație ca să dăm dovadă dacă suntem sau nu copiii lui Dumnezeu, pentru că, în definitiv, copiii lui Dumnezeu ar trebui să aibă pace, liniște, știe că nu este scăpat de sub controlul lui Dumnezeu. Și totuși, trebuie să recunoaștem că, în ciuda faptului că suntem conștienți că avem un tată care ne poate purta de grijă, există această teamă, în mod special acum, când se amplifică veștile și de rău pentru viitor, da? Cum ne ajută însă făgăduințele lui Dumnezeu pe care le găsim în cuvântul său ca să nu ne îngrijorăm de teama zilei de mâine? Și poate că ar trebui să subliniem care este diferența dintre a te îngriji și a te îngrijora. Și ce trebuie să facă un copil al lui Dumnezeu atunci când trece prin încercări, indiferent de ce natură sunt, pentru că nu suntem scutiți de încercări. Îmi place foarte mult cât de frumos ne vine Dumnezeu în întâmpinare. De câte ori spune Domnul Iisus în Biblie, nu vă îngrijorați cu privire la ce veți mânca, la ce veți... sau ce veți bea, sau cu ce vă veți îmbrăca, ajunge zilele necazului, nu vă îngrijorați, Tatăl vostru și ne dă ca exemplu crinii de pe câmp, păstările cerului, care deși seamănă, adică vedeți, doar unul dintre exemplele acestea, iau păsările, da? Spune, uitați-vă la păsările cerului, care nici nu se ceră, nici nu seamănă și totuși Dumnezeu se îngrijește de ele. Pasărea se îngrijește de hrana ei? Se îngrijește. Sigur. Când are pui, în fiecare dimineață ea se duce și caută până când își, până când puii ei își își satură stomacele. Dar ea se duce și aduce mâncare și își hrănește pui. Este clar că se îngrijește. Se îngrijorează? Nu. Nici nu are conștiința de a se îngrijora, da? Sau conștiența de a se îngrijora pentru ziua de mâine. Ea face ceea ce trebuie zile respective. Cred că Domnul Iisus Hristos, când a dat exemplul acesta, sau Domnul Iisus Hristos, prin exemplul acesta, ne ajută să înțelegem diferența dintre îngrijorare și de a ne îngriji și a ne îngrijora. Sigur că trebuie să ne îngrijim cu privire la
viața de zi cu zi. Trebuie să ne îngrijim să avem o pâine pe masă, să muncim. Biblia spune tranșant, cine nu muncește nici să nu mănânce. Adică trebuie să ne îngrijim, dar este o mare diferență între a te îngriji și a te îngrijora. Cineva spunea și mi-a plăcut gândul acesta, diferența dintre a te îngriji de un lucru și a te îngrijora din cauza lui este diferența dintre a folosi acel obiect și a lăsa pe el să te folosească pe tine. Sau a-l stăpâni tu și a lăsa pe el să te stăpânească pe tine. Este frumos. Uite, ne îngrijim, folosim telefoanele mobile și tehnologia de astăzi ca să ne îngrijim cu privire la viața noastră de zi cu zi. Însă în momentul când acestea pun stăpânire pe noi, când îmi fac griji, fac stocuri, povestea cineva, săptămâna trecută îmi povestea cineva că atunci când a venit pandemia, a cumpărat 400 de conserve pentru că nu știa ce o se întâmple și spunea ne-am blocat finanțele familiei și acum mâncăm conserve. De câteva luni o ținem cu conservele. Este bine să ne îngrijim pentru că nu putem să știm cum este ziua de mâine, dar în același timp cred că trebuie să mă gândesc că Dumnezeu are în control ziua de mâine. Așa este. Este o mare discuție astăzi legată de resursele pământului. Și aș vrea să pun în contextul acesta al făgăduinței lui Dumnezeu. De ce? Pentru că îngrijorarea crescând a omenirii legate de resurse provoacă niște restricții, niște trebuie luate niște măsuri. De ce? Pentru că noi avem impresia că totul depinde doar de noi. Și pun o întrebare. La început știm că Dumnezeu a dat lui Adam totul. Da, avea totul în grădină. Ce să mănânce, cum să se îngrijească. Deci avea toate lucrurile. De ce credeți că după păcătuire Dumnezeu l-a chemat să muncească? De atunci nu mai avea de la Dumnezeu, îi avea de la el? Dar și înainte de păcătuire muncea. Da, doar că era în grădină. Nu erau spini și pălămidă, da, trebuia să sape, să semene, să lucrurile erau cumva deja grădina era pregătită, nu mai era nevoie să o organizeze el. Era deja organizată grădina Edenului. Când Dumnezeu i-a dat lui Adam să sape, să aștepte să crească, să semene, tot de la Dumnezeu, era dependență de Dumnezeu. I-a arătat că nu depinde de el. Eu pun în pământ, dar Dumnezeu face să crească. De aceea când ne vorbește și ne spune clar, nu vă îngrijorați cu privire la ce o să mâncați și ce o să beți, pentru că toate acestea, tot pământul este al lui Dumnezeu. Eu am o întrebare. Astăzi e mai puțin pământul al lui Dumnezeu decât a fost la început? Dacă avem 8 miliarde de oameni, crezi că pământul este mai puțin al lui Dumnezeu și noi suntem mai puțin al lui Dumnezeu decât am fost la început? Crezi că făgăduința aceasta lui Dumnezeu că se va îngriji de ceea ce ne trebuie nu mai este valabilă? Până când Dumnezeu va hotărâ să finalizeze istoria pământului, eu cred că oamenii vor avea din partea lui Dumnezeu, dacă vor munci, dacă vor avea grijă, dacă se vor îngriji, vor avea ceea ce se mănânce și ceea ce trebuie să bea. Ceea ce nu cred că ne-a garantat Dumnezeu, și aici este partea care nu ne convine, Dumnezeu nu ne-a garantat bogății, proprietăți, proprietate, egoism. Noi după astea umblăm de fapt. Asta ne îngrijorează pe noi. Că de mâncat și de băut avem ce să mâncăm. Sau încă n-ar trebui să se pună problema crizei. Sigur, dar sigur. Pe noi ne îngrijorează tare mult că proprietățile nu le vom mai avea, că lucrurile acestea și deocamdată Dumnezeu este adevăratul proprietar al tuturor lucrurilor. Iar gândirea aceasta ne va ajuta ca să trecem cu bine și peste perioadele de criză care vor veni. Pentru că în natură toate schimbările, toate nu sunt scăpate de sub controlul lui Dumnezeu. E adevărat că omul a influențat în mod negativ locuirea pe pământ și gândirea și activitatea omului au adus rău pe pământ, dar nu cred că cel care face să crească, cel care face să vină hrană, îi va lipsi pe aceia care vor munci ca să nu o aibă. Dintr-un pământ sărac, secetos, Dumnezeu va face ca omul să aibă ce să mănânce. Dumnezeu nu va sfârși istoria pământului prin foamete. Niciodată n-a spus lucrul ăsta. Ba din contră a spus că vom avea ce să mâncăm. Ăsta este motivul pentru care astăzi
aș pune totuși și prin prisma aceasta a lui Dumnezeu îngrijorările cu privire la natură și la oameni și la catastrofe, dar eu cred că influența omului trebuie limitată să distrugă, dar în același timp n-ar trebui nimeni să se teamă că va muri prin înfometarea pământului, dar nici n-ar trebui să se gândească că Dumnezeu îi garantează că se va îmbogăți, că își va pune temeliile, că își va mări hambarele, ci că va avea ceea ce îi trebuie, iar ca o familie ne vom putea da unii altora. Este un spirit pe care eu cred că l-am uitat și uneori, așa cum a spus, ne punem conserve pentru 20 de ani fără să ne gândim dacă ar mai avea cineva lângă noi nevoie, dacă am putea împărți din ceea ce avem. Asta este un lucru pe care îl pierdem când nu mai conștientizăm că Dumnezeu e proprietarul. Cred că foarte bine a fost răspuns. În timp ce vorbeai, mi-a venit un gând. A te îngriji înseamnă să-L implici pe Dumnezeu în ceea ce eu îmi fac partea mea și restul face Dumnezeu. Mă îngrijesc să-mi pun în grădină și Dumnezeu se va îngriji să crească. A te îngrijora înseamnă să-L excluzi pe Dumnezeu. Eu mi-am luat conserve pentru atâta timp ce mai am nevoie de Dumnezeu. La urma urmei, eu am deja hambarul plin. Deci, cred că dacă ne-a făgăduit Domnul că pâinea și apa nu ne lipsește, adevărat că nu ne-a făgăduit cozonac, dar pâinea și apa nu ne va lipsi. Dacă ne încredem în Dumnezeu, făgăduințele Lui sunt de ajuns. Apropo de lucrul ăsta, pâinea integrală ne-a promis-o, exact. Nu, este care un studiu. Este un studiu care spune că, într-adevăr, pâinea integrală s-a dovedit că, prin complexitatea pe care o are bobul de grâu, poate să întrețină viața doar în combinație cu apă. Nu mai e nevoie de nimic altceva. Sunt studii pe când făina albă n-ar putea să facă lucrul ăsta, pentru că îi lipsesc complexii ceilalți pe care îi dăm la o parte. De aceea am făcut aspectul ăsta. Cred totuși, deși soțul a subliniat deja, adică a amintit deja acest lucru, dar poate merită să-l păstrăm în minte ca un lucru practic, un exercițiu practic pentru timpul care urmează. Pe de-o parte, putem să nu ne îngrijorăm pentru ziua de mâine, putem să nu adunăm în plus față de cât chiar nu avem nevoie. Pe de altă parte, putem și să nu consumăm mai mult decât avem nevoie. Citeam săptămâna trecută un studiu cu privire la resturile alimentare care încă s-ar mai putea consuma și fiecare persoană în jur de 200 de kilograme de hrană comestibilă pe an, o singură persoană, ori înmulțiți cu câte persoane suntem pe glob și câți mor. Am avut o discuție despre aceasta și a deschis statistica copilor care mor și se schimba de la câteva secunde la câteva secunde, încă un copil era un număr, există un număr, adică se poate uita în direct, efectiv, pe internet, câți copii mor sau câte persoane mor. Și la fiecare 20 și ceva de secunde un copil moare de foame. Ei, poate că nu numai îngrijorarea mea ar putea să, și îmbuibarea mea de astăzi ar putea să îl... E un păcat. Să fie un păcat. Atunci când arunc ceva la mâncare care poate fi folosit, am învățat aceasta lumea musulmană și am apreciat lucrul acesta. Am fost în Turcia la un moment dat și am văzut pe garduri. Efectiv, mergeam pe stradă și aproape fiecare gard avea o plăsuță cu pâine agățată și n-am știut ce simbolizează. Și am întrebat la un moment dat pe cineva care locuia acolo, de ce la toate casele este pâine? Și a zis, pentru că noi, din respect pentru Dumnezeu și pentru semeni, nu aruncăm pâine. Dacă cumpărăm mai multă și se întărește, o lăsăm pentru că cine are animale, o ia, o moaie și o dă animalelor. Dar pâinea este păcat să o aruncăm pentru că vine direct este darul lui Dumnezeu. Foarte mult mi-a plăcut gândul acesta. Trebuie să fim responsabili și în cheltuirea banilor și în consumarea hranei, așa cum trebuie să fim și a nu exagera cu îngrijorările. Mulțumesc, foarte bine a fost și răspunsul acesta. Ce drepturi și ce responsabilități revin celor care au statutul acesta de copii ai lui Dumnezeu? Pentru că se pare că nu avem numai dreptul de moștenitori, ci avem și niște responsabilități pe care trebuie să le îndeplinim. Avem dreptul la viață, avem dreptul la a fi partea familiei, copilul când este acasă, poate că vă redau o situație familială care face bine cumva.
un copil are dreptul să fie hrănit, are dreptul să aibă cele necesare vieții, atât timp cât are o mamă și un tată, un copil are ce trebuie. Nu? Așa, așa vedem. Pe de altă parte are și responsabilități. Pentru că chiar dacă nu este al lui, un copil nu înseamnă că el nu face curățenie în casă, nu înseamnă că el nu ajută în casă, el înseamnă, nu înseamnă că el doar primește, dar nu ajută la absolut nimic. Datoria noastră este de a administra, de a îngriji, de a cultiva. Dar Dumnezeu ne-a promis că ne dă hrană dacă vom cultiva. Asta este o primă responsabilitate. Și o a doua responsabilitate ca frați și surori, cred că ne-a dat Dumnezeu, uneori de a ne compensa nevoile unii altora. Astăzi s-ar putea să fie unuia mai bine. Uneori, când i-a rodit țarina bogatului, e doar o perspectivă pe care la care mă gândesc mereu. De ce l-a numit Dumnezeu nebun când și-a mărit hambarele? Putea să-l numească înțelept, pentru că nu toată lumea... Astăzi e numit înțelept. Da, exact. Pentru că noi astăzi facem același lucru și noi considerăm că este normal. Punem ceva în plus deoparte, ne punem... De ce? Pentru că Dumnezeu a spus că din ceea ce am în plus, îmi calculez ce am nevoie și ce am în plus pot să ofer și celorlalți. Exact. Cred că este încă o datorie la care dacă oamenii ar lua aminte, pe suprafața Pământului n-ar fi oameni care să moară de exact. Foame. Exact, da. Cum spune. Cred că este aceeași idee. Îmi place cum spune relatarea biblică, chiar de la creațiune, din Geneza, care sunt drepturile și în același timp care sunt responsabilitățile noastre. Și spune apoi, Geneza 1, apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-i și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Legat de drepturi și de responsabilități, Dumnezeu ne-a dat aproape întreg pământul, nu aproape, întreg pământul, ni l-a supus. Spune că citeam într-un studiu anterior psalmul 8 care spune ce este omul de la versetul 4-5 în continuare, ce este omul ca să te gândești și fiul omului ca să-l bagi în seamă, ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și i-ai dat în stăpânire și din nou toate dobitoacele și sunt enumerate acolo întregul pământ. Dumnezeu ne-a dat în stăpânire pământul, viețuitoarele, în același timp ne-a dat și responsabilitatea de a le îngriji. Și aș aminti, doar aș întări ceea ce a spus soțul meu, nu pentru că ar avea nevoie de întărire, ci doar pentru că a aduce versetul biblic care spune frumos același lucru. Leviticul 25, în trei versete din acest capitol spun, dacă fratele tău sărăcește și nu mai poate munci lângă tine, să-l sprijini, fie ca străin, fie ca venetic, ca să trăiască împreună cu tine. Să nu iei de la el nici dobândă, nici camătă, să te temi de Dumnezeul tău și fratele tău. Atenție, înainte îi spune fie străin, fie venetic. Adică nu era ruda de sânge. Da? Și aici spune și fratele tău să trăiască împreună cu tine. Vorbeam despre familia lui Dumnezeu și cum este să fii membru în familia lui Dumnezeu. Este un dar extraordinar, este un drept extraordinar de a ne numi copiii lui Dumnezeu pe care l-am primit, dar este și o responsabilitate față de noi înșine, de corpurile și viața pe care a Dumnezeu, față de apropiații noștri sau de semenii noștri și, nu în ultimul rând, față de Dumnezeu de la care le primim. Privind din perspectiva Bibliei și pentru că tot discutăm despre bogățiile acestea, cum ar putea ele să afecteze dacă sunt greșit, administrate, nu sunt administrate corespunzător cu voia lui Dumnezeu, cum ar putea ca să ne afecteze viața noastră spirituală? Gândindu-ne la spiritul acesta egoist care se dezvoltă. Și are Dumnezeu ceva, o problemă cu bogații, cu bogățiile acestei lumi? Cum vedem din perspectiva biblică? Dumnezeu niciodată n-a avut o problemă, pentru că El însuși este cel mai bogat. Exact. Toate lucrurile sunt ale Lui. Oamenii lui Dumnezeu au avut întotdeauna suficient și mai mult decât a fost nevoie. Ci cred că Dumnezeu are ceva împotriva spiritului de mândrie, de egoism,
de avariție, de etalare. Astea sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a condamnat întotdeauna. Așa. De ce? Pentru că acest gând de avariție, de a aduna, de a arăta ce am, îl exclude pe Dumnezeu. Dar eu cred că un om care are și știe de la cine are și știe ale cui sunt toate lucrurile și ține cont de toate celelalte, cred că un om bogat, este punctul meu de vedere, este un om căruia Dumnezeu i-a dat pentru că știe că poate să administreze mai mult și poate să fie un om binecuvântat care poate da și altora. Greșeala este că uneori n-am înțeles rolul ăsta, cui s-a dat mult, îi se cere mult. Acum nu vreau să duc aspectul ăsta doar la partea financiară, dar dacă un om îl înțelege, cred că a înțeles frumos și celelalte aspecte ale vieții. Dar până la urmă, Dumnezeu ne-a încredințat mult la unii, mm-hmm. pentru că și bogăția este darul lui Dumnezeu, ne-a dat și multă înțelepciune ca să știm să facem lucrurile acestea și ce ne spune este că aici e posibil ca să vină hoții să le fure, rugina, să iei conserve și să, în loc să mănânci hrană proaspătă, trebuie să mănânci o grămadă de conserve, că ai fost, te-ai îngrijorat, așa, neînțelept, deci să vedem. Ce să facem până la urmă cu această energie pe care ne-a dat-o Dumnezeu în a, știu, în a strânge anumite comori și aș vrea ca să strâng comori ca să țină veșnic? Și să nu mă limitez la acesta. Cum să înțelegem? Ați văzut că lucrurile nu sunt greu de explicat. Domnul a spus să vă strângeți comori în cer, acolo unde nu le poate nici fura hoții, nici să le roadă morile. Asta nu înseamnă că un om n-ar trebui să mai adune nimic aici. Uneori răsplata este în urma muncii sau în urma timpului investit vine și răsplata pentru fiecare. De aceea uneori unii oameni au și capacitatea de administrare mult mai puternică, adică au capacitatea de a da de lucru și altora, au capacitatea de a da de mâncare și altora, administrează o suprafață mai mare, ca unii care nu au capacitatea aceasta să lucreze pentru el și să poată să trăiască mai mulți. De fapt, până la urmă, Dumnezeu folosește pe fiecare în diferite moduri. Important este să ne înțelegem rolul nostru pe care îl avem și limitele pe care le avem. Iov era cel mai bogat din vremea lui. Dar înțelegerea pe care a avut-o Iov a fost că Domnul a dat, Domnul a luat. Ale lui sunt. Adică când mi le-a dat și mie o perioadă, dacă le-a luat, el știe dacă le-a luat, eu voi continua să trăiesc cu aceeași nădejde pe care am avut-o. Nu o să mai pot da la atât de mulți, nu o să mai am atât de mulți angajați, nu o să mai am atât de mulți oameni pe lângă mine care să mănânce și ei, Dumnezeu se va îngriji de asta. Dumnezeu mă va pune să mă îngrijesc și va avea ce să-mi dea doar mie, dar de aceea cred că dacă am mai mult, n-ar trebui să mă gândesc cât de mult pot să mănânc sau cât de mult pot să am, ci cu cât cum pot, cum pot să-i ajut și pe alții să aibă. Da, pentru că eu spune, eu vorbul lui am fost ochi. Exact. Deci el, în timp ce avea, nu avea doar pentru el, ci foarte bun exemplu. Da. Vă mulțumesc foarte mult, timpul nostru s-a scurs și am vrea să ne... Să rămânem cu o concluzie legată de ce să facem de fapt, cum să pot să strâng comoară din cer și ce înseamnă acea comoară din cer. Poate cineva nu înțelege atât de bine ce înseamnă, care este calea și ca și o concluzie. Mă gândesc că a strânge comori în cer nu înseamnă a mă duce și a plăti bani la biserică pentru că aceia se duc și ajung în cer. Cred că înseamnă a investi în veșnicia cuiva, dar pot. Eu nu pot să-mi plătesc veșnicia, este clar. Nu pot să-mi plătesc păcatele, este și mai clar. Nu cred că asta înseamnă a investi în cer. Ci a strânge comori în cer înseamnă a strânge în primul rând comorile care mi-au fost încredințate, adică pe cei dragi. A căuta să câștig pe copiii lui Dumnezeu pentru cer. Ai susține, înseamnă a investi în săraci. Pentru că Mântuitorul pune un semn de egal între el și săraci și spune, pe mine nu mă aveți întotdeauna cu voi, pe săraci aveți întotdeauna, dar pe mine nu mă veți avea. Și apoi, când el se
când Iisus Hristos se înalță, îndreaptă pe ucenici și zice, mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia, și îndreaptă în lucrarea aceasta de a împărți cu, și totdeauna în Scriptură, totdeauna există aceste trei categorii: săracii, văduvele și orfanii. N-am avut ideea aceasta să caut înainte de studiu, dar poate ar fi interesant pentru cei care, o provocare pentru cei care ne ascultă, de câte ori apare gândul acesta în Biblie: săraci, orfani, văduve, în care Dumnezeu ne îndeamnă în mod clar să investim și pe care îndeamnă să-i ajutăm. Spuneam, a investi în mântuirea cuiva, a investi în cei săraci și cei nevoiași, și cred că ceea ce putem să facem, dar banii clar noi putem să-i luăm în cer. Nu vom avea nevoie să cumpărăm și să vindem. Nu putem să investim în obiecte pe care să le luăm cu noi în cer. Nu. În schimb, cred că putem să investim în toate acele lucruri, sau la asta se referă Iisus Hristos când spune să căutăm să strângem comori în cer, tot ceea ce putem să luăm cu noi în ceruri. Tot este o comoară în care trebuie să investim. Ce putem lua cu noi? Oameni. Putem să investim în cuvântul lui Dumnezeu pe care să-l cumpărăm și să-l împărțim celor care pot să fie mântuiți, în mântuirea celor din jur și în salvarea semnilor. Este singurul lucru pe care îl putem lua cu noi în veșnicie. Și caracterul să investim. Și stelele pentru cer. Care din Dumnezeu. Fericire, pentru ca să ne formăm caracterul, nu avem nevoie de foarte mulți bani. Bani, exact. Ne formăm caracterul dacă știm să dăruim. Și aș putea spune că a dat de mâncare săracilor nu este o faptă bună, ci o datorie. Este o datorie. Foarte bine răspuns. Vă mulțumesc din toată inima pentru că ați fost prezent și vă aștept cu drag în următoarea emisiune. Dragi telespectatori, cred că ați găsit un răspuns la întrebările care poate v-au preocupat sau vă preocupă încă, și ați găsit și soluția unde să investiți. Iată, în săptămâna aceasta este ocazia ca să faceți o investiție bună pentru cer, acolo unde știm că este în siguranță. Vă doresc o săptămână binecuvântată. La revedere!